relaxare după o zi lungă, care a început mai de dimineață astăzi, așa în jur de ora 6 și jumătate, 7. M-am oprit puțin în parcul circului de aici din București, din frumoasa capitală a țării noastre. Dacă alegi să vezi frumusețea, este frumoasă. Asta așa pentru cei care sunt răi. Și mai sunt câteva întrebări pe care le-am primit și la care vreau să răspund. Așadar, Cristi Onea m-a întrebat ce business-uri am putea porni la noi dacă nu ai niciun fel de experiență de business și ai de un capital de început doar de 1000-2000 de euro. E bine, Cristi, cu banii ăștia prea multe lucruri nu prea poți să faci, dar câte ceva poți să faci. Ideea este că dacă nu ai experiență de business și cumva trebuie să încerci, trebuie să ți-o faci, trebuie, fie că este vorba de te-a pus să faci ceva pe lângă ceea ce ai acum, fie ai mai, poate ai mai încercat diverse lucruri și n-au mers, cumva trebuie să începi. Într-adevăr, poate este util de multe ori să începi cu bugete mai mici ca să nu te doară, să nu te superi prea tare de posibilul eșec pe care îl înregistrezi, dar știi cum se zice, din eșec în eșec până la succes. Cu 1000-2000 de euro nu poți să faci foarte multe lucruri, dar ar fi câteva idei care merită subliniate și m-aș cadra, cum să zic, m-aș concentra pe abilitățile și talentele individuale. Ideea este, de exemplu, dacă ai o pasiune pentru gătit, să zicem, ai putea să faci la anumite petreceri ale prietenilor sau în anumite contexte să fii tu bucătarul personal și zici: păi, eu vin, eu vă fac, vă pregătesc tot, dar mă plătiți pentru asta. Sau, nu știu, dacă ai un ochi pentru fotografie, dar nu ai timp, nu ai bani să-ți cumperi aparatură, nu ești acum în momentul în care să... Așa că bate sorul ăsta camerea, nu ești acum în momentul ăsta în care să investești, nu-ți permiți, costă de foarte multe ori multe mii de euro, poți să închiriezi lucrurile alea. Adică dacă tu vrei să fii fotograf de nunți și ai niște prieteni care au zis: băi, mie îmi place tare mult ce poze faci, ce mișto ar fi să te apuci de afacerea asta și să te apuci și tu de fotografie de nunți, că și așa sunt prea mulți în industria asta care se dau tari și mari, dar de fapt sunt destul de slabi și oricum ăsta e adevărul. Apucă-te de fotografie de nunți, închiriază, antamează, cum se zice, ia un avans, cu avansul plătește închirierea echipamentelor și apucă-te de treaba asta și începe să-ți faci portofoliu. Uite, Instagram este o platformă absolut genială ca să începi să te promovezi singur. Nu costă, este free, dar trebuie să începi să-ți faci portofoliu, trebuie să începi cumva. Și cu sume destul de mici, ți-ai putea asigura închirierea pentru câteva evenimente de acum încolo, iar dacă știi bine că ușor, ușor, dacă începi, dacă faci treabă bună, vei fi recomandat și mai departe poți să faci lucruri. Ce vreau să spun este că e cumva necesar să te cunoști mai bine tu pe tine și să mergem, cei care dorim să începem afaceri cu bani puțin, să mergem în zona în care știm că ne putem folosi anumite abilități sau talente pe care le avem sau anumite hobby-uri pe care până acum nu le-am exploatat la nivelul la care am putea să le exploatăm. Și asta poți să faci în weekend-uri, asta poți să faci dimineața, seara, dacă vrei cu adevărat, îți vei găsi timpul necesar. De asemenea, un punct interesant ar mai fi, mai sunt ceva mici francize pe care le poți cumpăra. Ce este franciza? Este deja un sistem de afaceri care funcționează. Cel care a făcut-o, a ridicat-o, a perfecționat sistemul, acum îl dă mai departe, iar tu plătești o taxă. Nu știu ce franciză ar fi într-o 1000, 2000, 3000 de euro, probabil nu sunt prea multe, dar ar fi și asta o posibilitate de explorat și la care ai putea să te gândești. Sper că ți-am dat câteva idei și îți pot fi de folos. Și mai este o întrebare, cred că de la Ilie, care m-a întrebat ce cărți aș putea recomanda pentru bursă, pentru început, pentru, nu știu, pentru așa, pentru cineva care nu știe mai nimic sau. Ideea este că înainte de a începe să te joci în ghilimele la bursă, am mai făcut la un moment dat un material video pe tema asta. Ar fi bine să
te joci mai întâi și să vezi ce, cum reacționezi tu, ce gândești, ce simți despre treaba asta, ești confortabil sau nu să începi să investești în domeniul ăsta, pentru că dacă nu te simți confortabil, mai bine nu începi să o faci. Posibilitatea de pierdere a banilor pe bursă este foarte rapidă. Dacă te duci acolo speculativ și nu știi despre ce e vorba, o să pierzi, nu o să reușești să faci bani, o să reușești să faci doar printr-un noroc. Iar în rest este un joc al emoțiilor, este un joc al inteligenței, este un joc al vederii în control să îndreaptă lucrurile ca să poți să-ți dai seama ce fel de companii vin și unde se duce piața în 5, 10, 15, 20, 30, 40 de ani. Da? E bine să mergi în direcția asta și să vezi ce se întâmplă, e un pic de cercetare înainte, trebuie să te cunoști mai bine pe tine însuți. Sunt ceva cărți pe piață, îți pot recomanda Banii stăpânește jocul al lui Tony Robbins, Investitorul inteligent, Benjamin Graham, cred că se cheamă autorul, dacă țin minte bine, stage mai de mult așa. Și mai o carte foarte interesantă, cred că Acțiunile pentru începători, pentru dummies, pentru rookies, adică pentru idioți, bursa, acțiunile, stocks și tot ce înseamnă asta. E un autor, se cheamă Paul Mladenovic, e un tip super tare, poți să-l urmărești pe YouTube, are niște videouri absolut geniale din diverse arii în care el este implicat și cred că ar fi niște recomandări bune pentru început, Ilie. Sper că te mulțumește răspunsul meu de astăzi. Știu când va ajunge acest material pe ecranele telefonelor mobile sau al laptopurilor sau unde vei urmări acest material, dacă îl vei urmări, dar să știți că o să țin cont și o să vă dau tag în momentul în care apare. Cam atât pentru moment. Am făcut o pauză bine meritată pentru că este super cald, iar acum merg mai departe spre casă. Ne auzim mai târziu.